Insider Politic. Bun găsit, sunt Sebastian Zacman și vă invit la un nou sezon Insider Politic. Mâine aniversăm Ziua Națională a Culturii. La fel ca anii trecuți, și 2023 a început cu o schismă socială, însă nu din motive politice, nici pandemice, nici economice, ci estetice, dacă vă vine să credeți. Un film românesc a provocat un team building național. Încă se mai caută răspunsul la întrebarea arta sau banii. În 2023, Timișoara va fi capitală culturală europeană. Dar și Bucureștiul vibrează pe acorduri de Enescu și Porumbescu. Câți lei dă guvernul României pe cultură? Pe arme știm de foarte mulți. Care sunt marile evenimente ale anului? Cu ce valori ne lăudăm în străinătate? Ne răspunde ministrul culturii, Lucian Romașcanu. De ziua sa, Eminescu să ne judece, dar până atunci să vedem ce mai înseamnă domnul nostru Eminescu pentru generația care urmărește Luceafărul pe bolta Facebook, Instagram și TikTok. Începem. Domnule ministru, bine ați venit la Insider Politic. Vă mulțumesc mult pentru invitație, salut și pe telespectatori și, indiferent de teme, mă bucur când văd că o televiziune se apropie, se apleacă și asupra culturii. Știți nu care suntem... problema? Cultura nu face audiență, asta da, se spune. Dar în principiu audiența se și construiește. Și vă felicit și vă spun că dacă vom da și vom continua să aducem fenomenul cultural în casele oamenilor, vor începe să facă și audiență. Din interacțiunea dumneavoastră cu oamenii, credeți că e poporul interesat de cultură atât de mult? Eu vă spun că din ceea ce văd în instituțiile Ministerului Culturii și nu numai, poate că este și setea de apropiere, de învecinare, de ieșire din casă către cultură să fie și perioada post-pandemică, dar sălile toate sunt pline. Dacă vă uitați acum la Teatrul Național sau la Opera Națională pe site, toate spectacolele sunt sold out. Deci pot să spun că da. Și este misiunea noastră să convingem oamenii că fenomenul cultural nu este pentru elite. Chiar dacă e vorba de operă, chiar dacă e vorba de balet, lucrurile acestea au fost compuse, scrise pentru oameni, nu pentru elite, și atunci îndemn pe toți să-și răpească puțin timp să-l dedice și către acest lucru care te sporește sufletește. Ca în fiecare an, pe 15 ianuarie, îl serbăm pe Mihai Eminescu. Ce credeți că mai înseamnă Eminescu pentru generația tânără? Este o chestiune pe care dacă citim memorii, memorialistică, cronici, de-a lungul timpului, întotdeauna generația care scrie dă vina pe generația care se formează, care nu se ridică la nivelul, la standard, la ceea ce am fost noi, că eu pe vremea ta, trebuie să înțelegem că oamenii tineri de astăzi și copiii sunt lipiți de un alt mod de a-și petrece timpul, că până la urmă este vorba de ce faci cu timpul liber. Iar dacă vrem să ducem cultura lângă cei tineri, va trebui să mergem acolo unde ei sunt prezenți. Adică pe rețelele sociale. Am mai spus acest lucru, pe rețelele sociale, oricare ar fi ele, pe mesaje care să-i atragă, iar Eminescu rămâne un reper și el va trebui întotdeauna studiat, învățat, înțeles, pentru că este până la urmă formatorul limbii române, așa cum o vorbim noi astăzi, este esența sufletului românesc și chiar dacă nu te mai regăsești în tipul romantic pe care l-a scris Eminescu... Tocmai unii îl contestă ca fiind depășit. Așa, sigur, depășit nu poate fi, dar poate nu mai este în gustul curent. Cum se întâmplă și cu romane, se întâmplă cu mari scriitori care au fost într-o epocă și ulterior nu au rămas decât în zona istoriei literaturii. Eminescu e mai mult decât atât, e mult mai mult decât atât. Trebuie dus în viața copiilor, înțelegând că poate nu mai este atractiv în modul în care s-a exprimat, dar trebuie să găsim modul în care să îl ducem aproape pe Eminescu copiilor pe zonele care sunt de interes pentru ei. Nu va dispărea Eminescu niciodată, este misiunea părinților și a dascălilor să-l facă atractiv și pentru cei care acum cresc. Dar sunt profesorii interesați să-l ducă pe Eminescu în această zonă online? Pentru că alți contestatari spun e desuet să vorbim despre Eminescu pe TikTok. Eminescu trebuie învățat în carte de hârtie, așa cum știm la școală, în bancă, clasic. Nu, se citește mult pe tablete, pe Kindle, nu există, adică nu cred că ar trebui să comentăm cum ajunge Eminescu la public, ci să ajungă.
Pentru că n-ai cum să fii desuet atâta timp cât poți să creezi conținutul Eminescu pretabil pentru platformele online, și se poate face acest lucru. Nu, Eminescu e un caz specific. Este poet național și este declarat poet național pentru tot ce a însemnat el. Este mai mult decât un mare poet, un imens poet. A fost o conștiință fantastică a vremii în care a trăit. A fost un gazetar de excepție. A fost, să zicem, un cronicar al istoriei timpului său. Deci Eminescu e o personalitate atât de mare încât orice bucățică din el poate găsi în formula corectă audiența tânără. Vă citesc un pasaj din Mircea Cărtărescu. Literatura, cum se predă azi ca să treci bacul, e moartea pasiunii. Mai bine ar dispărea cu totul ca materie. E rețeta sigură dacă vrei să faci tinerii să nu mai pună în veci mâna pe o carte. Sunteți de acord? Eu cred că sunt două componente, ceea ce privește educația, și aici am dau cu părerea. Nu sunt eu cel care decid, dar ca nu părinte... Nu stabiliți programa, dar ca părinte pot să-mi exprim niște păreri. Este evident că odată legile educației pe care le așteptăm trebuie să fie adaptate momentului, și în al doilea rând programele trebuie construite de așa natură încât să poată să se întâlnească cu publicul generației de acum și cu liceenii sau cu școlarii de acum. Și eu... și cred că ministra culturii va putea și va face acest lucru, aș lua oameni de cultură, aș lua oameni care sunt în afara cutiei, ca să zic așa, în momentul în care construiesc o programă. Pentru că mama a fost profesoară de română, am prieteni profesori de română, de franceză, și au văzut experimente sau experiențe în zonele spre care ne uităm cu interes și cu apreciere. În Finlanda, de exemplu, în țările nordice, se aleg piese literare care să fie atractive, care să-l cheme pe copil, care să-l ispitească. Dacă mergem pe o programă care e aceeași și pe vremea lui Spiru Haret, și pe vremea lui Gheorghiu Dej, și acum, sigur că îi pierdem. Pentru că interesele sunt altele, gusturile sunt altele și trebuie găsită calea către ei în modul cel mai deștept cu putință. Și oameni precum Mircea Cărtărescu pot sfătui așa cum trebuie. Și poate că noua programă să se regăsească nu doar autori clasici, că tot vorbeam de Eminescu, ci și poate scriitori, poeți contemporani, pentru că sigur, sunt și au succes. Sigur, și nu trebuie să fim într-o zonă pudibonderiei, să evităm limbaje care ar putea să ne rănească și așa mai departe. Așa se scrie astăzi. Citesc, mă rog, ziceam că nu facem paradă de cultura ministrului, dar citind și literatură contemporană, constat că ar putea fi foarte interesantă pentru copiii care sunt expuși online-ului acum, pentru că se și scrie în felul ăsta. Literatura clasică, tot ceea ce stă la baza sufletului, și nu vorbim de ce s-a întâmplat acum 100 de ani, vorbim și de ce s-a întâmplat acum 2000 de ani, cu tragediile grecești, să spunem, sau, eu știu, cu Ovidiu. Sau... Problema este ca nu aia să fie tot, după părerea mea. Repet, nu sunt un specialist, sunt doar un părinte de copil care face eforturi să-și ducă copilul către lectură, și dacă pentru mine lectura pe vremea respectivă era o plăcere, fiind cam singura, acum timpul lor este atât de populat cu tot felul de alte lucruri încât îți trebuie creativitate și atractivitate ca să-ți duci copilul spre lectură. Cum îl convinge să citească? Nu e simplu, sigur că... Cred că e problema generației actuale, a părinților de vârsta dumneavoastră. Da, este prin, sigur, bonus malus, ca să zic, să vorbesc în termeni corporatiști, are recompense dacă face lucrurile respective. Acum băiatul are 14 ani, va merge la... Mulțumesc la fel, va merge la examenul de capacitate și simte și nevoia, cum să spun eu, presanta examenului pentru a se duce către lectură. Din asta, din ce mai insistăm noi, poate devine un obicei, pentru că lectura este totuși cea care te formează, pentru că îți pune ție imaginația în funcțiune. Filmul deja e literatură digerată. Ce citești și îți imaginezi, aia te sporește, de fapt. Ați pronunțat două cuvinte cheie pentru continuarea discuției noastre, corporație și film. Știți, poate că știți, cred că sunteți activ pe rețelele sociale, ați văzut această dezbatere națională despre filmul Team Building. Ați văzut filmul? Da. V-a plăcut? Aici intervine o chestiune. Pot să zic că au fost două ore... Nu vă întreb dacă e bun sau nu, vă întreb este, ca spectator. Aici trebuie pusă discuția acolo unde își are locul. Există două filtre pentru un act artistic. Este filtrul popular, și anume cât de mulți oameni cumpără un bilet, pentru că nu s-a dat gratis nicăieri. Cineva a băgat mâna în buzunar să vadă acel film, de succesul de public și
ceea ce spun criticii. Deci partea estetică și partea comercială mai degrabă. Sigur, din punct de vedere al, cum să spun eu, industriei, cinematografia este făcută să producă profit. Ne uităm la cei care au inventat cinematograful comercial. Nu scoate film de artă America decât din când în când. Noi probabil că aveam nevoie de o comedie după Neamărit Miliardar care să ne scoată din casă să mergem la film. Sunt exagerări de limbaj, sunt poate exagerări privind viața din corporație, dar este un film al tinerilor, pentru tineri, și nu trebuie să ne ascundem după deget. Din punctul meu de vedere, cine pornește această discuție, o pornește, cred, și vreau să fiu scuzat dacă exagerez, pentru faptul că e un mesaj pe care te poți urca. Nu, e un film ca oricare altul, la care dacă vrei să dai bani, dai, dacă nu vrei să dai bani, nu dai. Noi avem foarte multe filme de artă, foarte multe, și suntem multiplu premiați în marile festivaluri internaționale, dar care sunt o nișă. Un film cu succes la public se face după altă rețetă, cu un alt tip de mesaj, care, iată, și-a găsit un exponent în team building. A mai fost și Miami Beach, au mai fost și altele. Mai e un film, Romina VTM se numește, nu știu dacă ați auzit de el. Eu acum am auzit astăzi, pentru prima dată, mi-au spus colegii, știrea fiind că acest film, la fel cu producție românească, cu Țancă Uraganul, a reușit să devanseze Avatar în topul încasărilor. Din punctul meu de vedere, repet, eu nu pot critica un milion de oameni care au ales să facă ceva. Dacă eu am altă părere, pe care cer sau prezum că mi se respectă, așa trebuie să le respect și eu părerea lor. Dacă nu se duc toți să vadă filme de Cannes, asta poate să fie undeva, sau dacă nu se duc mai mulți să vadă filme de Cannes, poate să fie undeva o lacună a creșterii, a educației, a culturii. Dar în același timp, masa înseamnă tipul ăsta de mesaj. Și nu trebuie să judeci pe nimeni. Dacă cineva alege să bage mâna în buzunar și nu au ales 10 și a fost un fenomen umflat artificial, au ales peste un milion de oameni, nu pot să-i critic. Deci spuneți că e un fel de Neamărit Miliardar al acestei generații. Este probabil o comedie de succesul lui Neamărit al generației de astăzi. Cinematografia românească cred că avea nevoie de un tip de film de succes la public. Că e bun, că e rău, fiecare judecă pentru el. În general, mă feresc. Eu am avut, din experiența mea de ministru, diverse polemici legate de Statuia Unirii de la Alba Iulia. A fost o comisie care a decis că acel monument e ok, s-a ridicat, e în regulă. Important e să ridicăm monumente, să lăsăm lumea să se exprime și după care fiecare e liber să aleagă. Nu putem pune garduri, să spunem, băi, creează doar pe strada asta pentru că asta e aia corectă și restul te blamăm pentru. E, repet, părerea lor trebuie respectată și nu trebuie criticată. Ca să încheiem relaxat acest subiect, știți ce înseamnă VTM? Sincer, nu. Viața mea. Nici eu nu știam, dar iată că e o prescurtare sunt folosită. Sunt convins că fiul meu știe, cum știu toți și copiii, dar n-am... Și apropo de acest subiect, a mai fost o întrebare, cred eu, importantă, pusă pe Facebook. Ar trebui CNC să financeze și astfel de filme? Deci statul român. Aici este o chestiune pe care trebuie să o punem în paradigma CNC-ului. CNC-ul finanțează proiecte care trec de un anumit filtru. Și acel filtru este făcut din critici, din oameni de film, care au niște criterii destul de stricte în ceea ce privește conceptul artistic. Deci, nu știu dacă putem să spunem ar trebui sau n-ar trebui, dar este puțin probabil, resursele fiind relativ limitate, să putem finanța și filme care au premisa succesului și care se pot autofinanța. În mod normal, CNC-ul merge pe zona culturală, pe zona filmului de artă și atunci posibil să nu întrunească un asemenea film criteriile necesare pentru a fi finanțat. Bun, dar pe de altă parte nici să facă risipă CNC-ul sub pretextul că face filme de artă. Risipă nu face și sumele nu sunt mari. Cred că în 10 ani se dau cam 5 milioane de euro pe an la CNC, dacă nu mă înșel. Iar asta, oricât ai vrea să o risipești, nu poți. Adică nu sunt sume atât de mari încât să poți să zici că faci risipă. Un film ia 300.000, 500.000. Iar cu un asemenea buget, nu poți merge decât în zona artistică.
2023, Timișoara, capitală culturală. Care este rolul Ministerului Culturii în acest proiect? Noi am reușit după ani de zile să deblocăm o lege care să asigură finanțarea atât a proiectelor culturale cât și a investițiilor din zona Timișoarei, finanțare care merge și către primărie și către Consiliul Județean, dar Ministerul, și eu nu-mi doresc asta, Ministerul nu trebuie să fie un actor neapărat implicat la același nivel cu primăria și cu Consiliul Județean, pentru că este, ca și la Sibiu, este o chestiune de promovare locală cu tot aspectul, sigur, internațional. Deci primăria este vioara întâi. Primăria este vioara întâi pentru că ea investește și trage beneficiul în urma acestui proiect care se cheamă Capitală Culturală. Ministerul Culturii trebuie să fie un facilitator. Este cel care asigură finanțarea și am reușit. Sunt 52 de milioane de lei pentru proiecte culturale, sunt 100 și vreo 10 milioane de lei, 114 milioane de lei pentru investiții în infrastructura culturală. Avem, sigur, în baza Ordonanței de Urgență 83, o comisie la nivelul Ministerului care va aviza proiectele câștigătoare pe banii veniți de la bugetul statului. Vom sta la dispoziția organizatorilor cu tot know-how-ul pe care l-au oamenii din minister care se pricep, îi vom sprijini, dar nu vrem să le luăm, cum să spun eu, scena. Este a lor, cu tot sprijinul nostru și sunt succes că va fi un proiect de succes, mai ales că în baza bitbook-ului, al caietului de sarcini, al capitalei culturale, evaluarea Comisiei Europene a fost extrem de bună, motiv pentru care și s-a și acordat premiul Menina Mercurii în valoare de parcă 1,5 milioane de euro de către Comisie, către Timișoara. Deci și-au validat toți pașii, ni s-au validat toți pașii, de suntem pe drumul cel bun. La ce evenimente veți merge la Timișoara anul acesta? Cu certitudine o să merg pe 16 februarie la deschidere. Sunt convins că vom avea în cadrul Festivalului Enescu concerte care se vor desfășura și la Timișoara și în funcție de timp și de invitațiile pe care le primesc, voi vrea să fiu acolo pentru că până la urmă este un semnal pe care îl dă guvernul, indiferent de persoană, în susținerea fenomenului respectiv. Suntem la Insider Politic, deci nu pot să nu dau și o conotație politică discuției. Dumneavoastră sunteți ministrul susținut de PSD, primarul de acolo este Dominic Fritz de la USR. Cum ați colaborat politic cu primarul? Vă spun sincer că am avut o colaborare lină. Nu am avut, surprinzător din punctul meu. Pentru că ne-am rezumat la cultură. N-am vorbit nici de încălzire, nici de altele. Există cu certitudine, din ceea ce am auzit și eu, anumite, cum să spun eu, divergențe pe plan local. Partidul Social Democrat are ministerul, care ministerul a făcut absolut totul. Puteți întreba, sunt 2 ani de zile în care nu s-a putut adopta o ordonanță de urgență. Am ajuns în poziția de ministru din partea PSD-ului, am deblocat acest lucru, independent de faptul că președintele de Consiliu este PNL, primarul municipiului este USR. Deci noi ne-am făcut treaba dincolo de politică și sper din tot sufletul, împreună cu Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană, să trecem peste orice înseamnă politic, pentru că cultura, și aici mulțumesc partidului care m-a propus, cultura nu trebuie să aibă impuneri politice. Domnule ministru, care sunt marile evenimente culturale ale anului 2023, dincolo de Timișoara, capitală culturală, și o să vă rog să-mi răspundeți după o scurtă pauză de publicitate. Revenim! Ne-am întors, domnule ministru, vă întrebam care sunt marile evenimente culturale ale anului 2023. E un an foarte bogat anul ăsta. Constat cu bucurie că și anul trecut a fost unul bogat. Repet, ieșirea din pandemie a dat un elan și artiștilor și publicului. Anul ăsta, în schimb, e un an cu Festival Enescu, care este odată la 2 ani, anul trecut am avut concursul. Este un an important pentru Sibiu, pentru că este a 30-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, care este ceva absolut minunat. Festivalul Enescu, a 26-a ediție, este, cred, și cu lumea cu care am vorbit, poate fi numit, fără să greșim, unul din cele mai mari festivaluri de muzică din lume în acest moment.
sunt. Pe lângă acești doi stâlpi importanți, începând cu anul trecut, am început să finanțăm și artă plastică și va exista o altă ediție, Art Safari, care este una, dacă nu cel mai mare eveniment de artă plastică, și așteptăm și altele din partea Uniunii Artiștilor Plastici și nu numai din zona independentă, pentru că avem bani pentru finanțare. Aștept să găsim și în zona dansului un eveniment și mi-a promis Vava Ștefănescu de la Centrul Național al Dansului că va veni cu un proiect internațional de dans modern. Pe lângă acestea avem Festivalul Național de Teatru, avem Reuniunea Teatrelor Naționale de la Chișinău, avem mâine Ziua Culturii Naționale, avem în toate marile localități cu teatre evenimente, e plin, se întâmplă lucruri și mă bucur foarte tare că având la dispoziție un buget corespunzător pentru proiectele așa numite prioritare, putem finanța foarte mult și zona independentă. Prin ce se remarcă România în afara granițelor? Din punct de vedere cultural, trecem granița? Păi sigur că da. Și este un lucru pe care trebuie să-l înțelegem la nivelul și la valoarea adevărată. Ministerul Culturii, Guvernul, iară sunt tipul de facilitator pentru acest domeniu. Cultura, cu excepția instituțiilor subordonate Ministerului Culturii și celor din autoritățile locale, este o activitate eminamente independentă. Iar noi, cei care decidem vremelnic destinele acestui spațiu, trebuie să asigurăm toate mijloacele necesare pentru ca aceia care și-au dedicat viața artei, culturii, să poată să aibă expunerea de care au nevoie, mijloacele de care au nevoie. Lucrurile merg fluent. Vorbeam de Chiriac de la Sibiu. A deschis... Directorul Festivalului Internațional de Teatru. A deschis pentru lumea teatrală a României aproape toate țările lumii. Din Japonia până în Anglia, Franța, Statele Unite, este un fenomen pe care îl așteaptă toată lumea să se întâmple la ei, dar și ei să fie invitați să vină la noi. Ieșim cu interpreți, ieșim cu pictori, ieșim cu târgurile noastre de carte. Am avut anul trecut târgul de carte de la Belgrad, unde am fost seară invitată de onoare și care a fost un imens succes, cu peste 30 de evenimente și absolut minunat și pentru scriitorii noștri care sunt foarte mult traduși în Serbia. Avem anul ăsta Târgul Internațional de Carte de la Guadalajara, care cred că este unul din cele mai mari. Ediția trecută a avut aproape 1 milion de vizitatori, unde vom avea stand comun cu Uniunea Europeană. Iarăși, deci pe literatură suntem foarte bine văzuți. Îl citați mai devreme pe Mircea Cărtărescu, a primit premiul pentru literatură în limbi romanice la Guadalajara, o recunoaștere extrem de importantă pentru un autor român. Avem nu numai vârfuri, dar și în fenomenul cultural avem reprezentanți care ne duc cu cinste mesajul. Ce să zic, Corul Madrigal, Filarmonica, sub conducerea lui Marin Cazacu, acum va avea o deschidere internațională fantastică. Îl avem pe Cristian Măcelaru, care este director artistic, director muzical al Operei Naționale a Franței, a Orchestrei Naționale a Franței. Suntem peste tot. Îl avem pe maestru Hollander, care a fost directorul Operei din Viena. Și directorul Festivalului UNESCO. Și a fost și directorul artistic al Festivalului UNESCO. Avem oameni cu care ne mândrim și pe care trebuie să-i susținem în demersurile lor. Credeți că dacă vom merge anii viitori în străinătate și vom lua taxiul de la aeroport până în centrul orașului după Hagi și Nadia, vom auzi poate și de Mircea Cărtărescu sau de alt român? Acum, nu cred că sunt foarte mulți taximetriști care îl citesc pe Cărtărescu. Sper că l-a terminat domnul Băsescu, măcar Levantul. Dar cu certitudine privirea către România este corectă, ca să nu spun mai prietenoasă. N-am menționat și vreau să-l felicit și pe această cale pe domnul Oberlander Târnoveanu, care este directorul Muzeului Național de Istoria României, care împreună cu doamna ambasador Gabriela Dancău, pe vremea aceea la Madrid, a organizat expoziția cu aurul dacic, care a fost a doua cea mai vizitată expoziție din istoria Muzeului Național de Arheologie Spaniei. Acum expoziția, și cine vrea să o vadă, o vede la Muzeul Național de Istorie, va pleca în jumătatea a doua anului viitor la Roma.
la unde am avut o deschidere fantastică și sper că va fi la același nivel. Ieri am avut o discuție cu ministra culturii din Franța și vrem ca în 2023 sau 2024 să ducem această expoziție, acum se cheamă Dacia, ultima frontieră a romanității, să o ducem și la Paris, să închidem cele trei mari capitale latine cu această expoziție. Sunt sute de mii de oameni care vizitează, am avut Europalia, unde cea mai vizitată expoziție din istoria Europalia de 50 de ani, cu România invitată în 2019, a fost Brâncuș. Deci sunt sute de mii, milioane de oameni care au acces și sunt expuși la cultura română așa cum trebuie. Deci cred că privirea către România se îmbunătățește și va ajunge acolo unde merită. Apropo de Brâncuș și la Timișoara, cred că în toamna acestui an vom putea vedea o expoziție importantă în Brâncuș. Va fi o expoziție de la MoMA, de la New York, dacă nu mă înșel. Sper să se poată. Vă spun o cifră, așa mai dăm și noi știri, deși nu dăm. Nivelul sumei asigurate pentru expoziția Brâncuș de la Bruxelles a fost spre un miliard de euro. Un miliard de euro? Suma asigurată. Deci atât niște... valorează Brâncuș, da, practic. Deci sunt niște sume foarte mari. Sper să putem aduce și de la New York. Cu certitudine vor veni lucrări din atelierul de la Pompidou. Avem o mare, mare iubitoare și expertă în Brâncuș, pe Doina Lemni, care cred că va curatoria această expoziție. Deci, iarăși, Brâncuș în România. E foarte greu să le vezi pe toate la un loc. Asta am făcut și la Bruxelles, asta încercăm și la Timișoara. E un pol unde dacă vrei să-l vezi pe Brâncuș adus din mai multe locuri și să nu iei bilete de avion New York, București, eu știu, Paris, poți să le vezi acolo. Deci suntem totuși importanți în lumea asta. Dumneavoastră ați dat știrile pozitive, haideți să vin și eu cu partea negativă. Cum vă simțiți ca cetățean, nu neapărat ca ministru, când auziți că fostul designer al Vioricăi Dăncilă a fost numit de guvern referent la ICR Istanbul? Dumneavoastră puneți în contradicție persoana respectivă cu Viorica Dăncilă. Cu funcția, nu cu Viorica Dăncilă. Nu, cu Viorica Dăncilă. Este un artificiu frumos de presă, dar... A creat rochii doamnei Viorica Dăncilă. Noi am avut o președintă la ICR destul de bună la vremea ei, care a fost tot creatoare de modă, producătoare de ei, o foarte bună profesoare la universitate și a fost președinta ICR-ului. Nu știu foarte bine activitatea doamnei, știu că a fost șefa Centrului Cultural de la Focșani, că întâmplător a îmbrăcat-o pe doamna Dăncilă, care nu se bucură de cea mai bună imagine, nu trebuie, cred eu, să-i afecteze performanțele. Eu sper să facă treabă bună. Nu există, au fost niște mici... ICR-ul depinde de Senatul României. Eu sunt senator. Și de Ministerul de Externe. Nu, ICR-ul este în subordinea Senatului României. În schimb, numirile pe post la directori și directori ajuns de ICR-uri în străinătate se face cu avizul Ministerului de Externe și Ministerului Culturii, iar personalul de subdirector, referenții și așa mai departe, sunt la propunerea directorului ICR cu avizul Ministerului de Externe. Dar avem acum o garnitură destul de bună. Au fost, sigur, presa prinde repede și e bine că... Doamna Catin Canister, îmi vine acum. E bine că există aceste semnale care trebuie corectate, dar eu cred că putem face lucruri și am avut o discuție în Japonia extrem de bună cu ministrul de stat pentru cultură din Japonia, cu șeful grupului parlamentar de prietenie Japonia-România, un foarte respectabil membru al dietei japoneze în cercul apropiat al premierului, cărora când le-am spus că vrem să facem un institut cultural român la Tokyo, au fost extrem de deschiși, sigur, mergând și pe valul lui Chiriac și al Sibiului. Deci putem să ne extindem rețeaua, este foarte important și sper ca lucrurile care au fost greșite în trecut să se corecteze, pentru că ICR-ul trebuie să ducă afară cultura română, să o exporte. Noi nu trebuie să mergem afară pentru neapărat diaspora românească. Sigur că e important să-i atingem și pe ei, dar să ai 19 reprezentanți acum, 20 dacă reușim și Tokyo, este un vehicul extrem de important de export pentru cultura românească. Ideea este să nu exportați și alte personaje precum Catin Canister. Știm și a implicat într-un scandal. Dumneavoastră ați înțeles de ce a refuzat acel apartament de la Ministerul de Externe din centrul Londrei? Sincer, nu știu, că nu am fost acolo să văd care sunt condițiile de locuit.
Acum, știți ce mă deranjează aici? Că trebuie să plătească Ministerul de Externe în continuare încă vreo 78-80 de mii de lire sterline pentru acel apartament în care stă doamna Catinca. Acum pun și o întrebare. Ea și nu... plătește din banii mei. Asta ea e nu marea mea s-a problemă. Mutat în acel apartament sunând la o agenție imobiliară și făcând contract. Cineva trebuie să fi știut de acest lucru. De ce s-a acceptat acest lucru? Aici poate că e o întrebare la care trebuie să răspundă cineva. Bun. E cultura subfinanțată în România, domnule Romașcanu? Pentru că dacă mă uit pe cifre, vedem cât ați primit anul acesta din PIB, din buget. 0,1. Armata 2,5. Sigur. E, aici nu, nu-mi place deloc această comparație între 0,1 și 2,5. Nici mie nu cred să produc sigur, e război, o suntem pe fericire. Flancul estic al NATO, dar... Nu, să nu uităm două chestiuni. Una la mână. Este cel mai mare buget. Anul trecut a fost cu 45% mai mare decât în 2021, iar anul ăsta este cu 15% mai mare decât execuția. Am găsit înțelegere politică și ăsta e un lucru foarte important. Dacă te pune cineva într-o poziție de asemenea responsabilitate, trebuie să-ți dea și susținerea și mie mi-au dat-o. Nu înțeleg miniștrii care spun, domnule, n-am făcut că n-am avut. N-ai făcut că n-ai avut, atunci te duci acasă, poate vine altul care să poată să aibă. În cultură, repet, vorbeam ieri cu ministra culturii din Franța, niciodată n-ajung banii. Ei au făcut lucruri în plus pe care vreau și eu să le fac. Prima idee de genul ăsta am venit în 2017, luni o să reiau discuția cu loteria, să facem o loterie cu extragere dedicată exclusiv restaurării de monumente istorice. Acum extragerile sunt joia și duminica, să facem o loterie miercurea, o extragere miercurea sau vinerea, astfel încât partea care merge la câștigători să meargă la câștigători, în schimb partea care era dedicată statului, care e în jur de 40%, să meargă către Programul Național de Restaurare. Am vorbit cu dumneaei și e un lucru extrem de important și îl voi promova ca intenție la următorul Consiliu de Ministri ai Culturii din mai de la Bruxelles, acela de a institui un fond cultural european. Există niște programe în acest moment, Eurocultura și așa mai departe, care nu sunt niciodată suficiente. Și am și dat acest argument cu toți miniștrii culturii care am vorbit. Dacă am avut criza financiară din 2008-2009, imediat s-au găsit sute de miliarde. Am avut probleme cu pandemia, s-au găsit sute de miliarde. Am avut probleme cu prețul gazului și curentului, imediat se găsesc sute de miliarde. N-ar trebui să fie o problemă să instituim un fond cultural pentru patrimoniu, cu contribuție, de ce nu, de la producătorii de armament, în primul rând, dar și de la guverne și așa mai departe, astfel încât să poți să știi că dacă ai de restaurat Voronețul și nu ai fonduri interne, să poți aplica pentru monument UNESCO să-ți obții bani de la Europa. Repet, nu sunt niciodată câți bani ți-ai dori, dar în acest moment, pe cifrele pe care le-am avut anul trecut și pe ceea ce vom avea anul ăsta, ne-am atins cam toate obiectivele. Cam câți bani din acest buget merg pe salarii și câți pe investiții sau restaurări? Există... dacă pot să-mi iau prompterul? Sigur. Că sunt niște cifre pe care vreau să vi le dau exacte. În momentul 2021, la instituțiile subordonate, care înseamnă muzee, opere, centre culturale, au mers pe salarii 81,97% din buget, în 2022 73% și în 2023 69%. Numai deci din instituțiile subordonate. Procentul. Din total buget, în schimb, avem în 2023 47% pe salarii, față de 2021, când au fost 66%. Deci e foarte important să atragi bani, să convingi lumea artistică. Sigur, în 2017 Partidul Social Democrat a dat o lege prin care au crescut cu 5% salariile artiștilor. Ei sunt relativ ok. Cam cât se câștigă așa în domeniul artei, nu știu, la teatru, să spunem? Între 5.000, 6.000, 8.000 de lei net. 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 Ceea ce nu e uriaș, dar este rezonabil. Din păcate, sunt alte instituții culturale care nu intră sub zona de instituții de importanță națională și acolo trebuie să lucrăm. Dar la opera, la balet, sunt la fel cu această marjă? Care este opera Ministerului Culturii? Da, merge ca instituție de importanță națională. Care este filarmonică în afara sistemului Ministerului Culturii? Acolo salariile sunt mai mici. Problemele sunt de investiții și noi am reușit să aducem din 2007 și până astăzi aproximativ 800 de milioane de euro pentru reconstrucție de patrimoniu prin unitatea de management a proiectului pe credite de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Bani cu care s-au făcut Muzeul Național de Artă,
sediul Ministerului cu Biblioteca Națională, Palatul Culturii din Iași, Teatrul Național din București. Noi mai avem 2-3 lucruri de făcut și cam terminăm cu patrimoniul Ministerului. Care ar fi? Teatrul Național Târgu Mureș și cu certitudine Biblioteca Batianeum din Alba Iulia, care este extrem de importantă. Suntem cam acolo și dacă reușim să convingem în parteneria cu primăria, deși nu văd să se miște foarte repede, ori de sine stătător să facem o nouă sală de spectacole în București, am reușit să avem un patrimoniu cultural. Aveți un proiect pentru, central, pentru această sală? Sau e doar la stadiu de discuții deocamdată? Din păcate n-am împotmolit la nivelul drepturilor de arhitectură pentru sala Palatului, pentru că am vrut să o preluăm de la REAPPS și să o facem noi pe acest credit de la BDC. Să o renovați, să-i reconstruiți. Să o facem, am promis-o la două festivaluri UNESCO. Nu o mai promit pentru că din cauza faptului că n-am reușit să obținem cesiunea de drepturi de la toți cei care au lucrat la sala Palatului în 50 și împreună cu, în frunte cu arhitectul Belea, avem două opțiuni, să o luăm, să o facem de la zero noi sau să o facă REAPPS-ul prin Compania Națională de Investiții, prin celebra CNI, să o facă ei. Trebuie făcut, este obligatoriu. Arată tot ca o sală a Comitetului Central acum când... Da, este cea mai încăpătoare sală de concerte în acest moment și este principala sala Festivalului UNESCO. Eu sper să reușim să găsim înțelegere, teren ne trebuie în acest moment, pentru că putem să ne descurcăm sau refacem sala Palatului. Bani din PNRR pentru cultură? Foarte puțin, din păcate. Pentru Ministerul Culturii 18 milioane de euro. Pe 4 programe care țin în cel mai mult sau aproape integral de digitalizare, transfer în zona electronică, arhivelor. Și Muzeul Victimelor Comunismului intră aici? Muzeul Victimelor Comunismului intră în creditul de la BDC, cel de la Timișoara, unde avem și operă nouă la Iași, făcută de la zero, unde avem Muzeul Național de Istorie, care e o pată mare pe obrazul Ministerului și care trebuie refăcut. Avem de cumpărat sediu pentru Muzeul Ororilor Comunismului, care este înființat prin lege, ființează în acest moment doar cu expoziții temporare în diverse alte spații și trebuie să le cumpărăm sediu. Avem ce face. În București veți cumpăra acest sediu? Da, trebuie să fie în București. Și mai există acel spațiu de la Râmnicu Sărat. E Râmnicu Sărat, e Sighetul, este Sfântul Gheorghe, va fi Timișoara. Eu mi-aș dori ca acest Muzeu al Ororilor Comunismului, dacă reușim să convingem actorii politici să fie un muzeu al istoriei comunismului, să-i găsim o denumire, pentru că ar trebui să fie un pol central de cercetare și de parteneriat cu celelalte memoriale din țară. Și merită un sediu, pentru că avem și se va face Muzeul Istoriei Holocaustului, vom face pentru romi, va trebui să avem, pentru că cel puțin la fel de dureros și de grav a fost comunismul în România cum a fost nazismul în perioada respectivă. Și cel puțin la fel de dureros faptul că statul în 33 de ani n-a reușit să facă un muzeu și a făcut o persoană fizică, Ana Blandiana, la Sighetul Marmației. Sigur, el este finanțat în acest moment și de Ministerul Culturii cu aproximativ 1.100.000 de lei pe an, conform legii. Am fost la Sighet, este minunat. Vom avea banii pentru a face Râmnicu Sărat. E importantă păstrarea memoriei, pentru că lumea tinde, datorită necazurilor cotidiene, să îmblânzească trecutul. Și el n-a fost blând absolut deloc. Domnule ministru, mai avem 5 minute. Când va avea Teatrul Național director cu puteri depline? Eu am avut o discuție cu diversi reprezentanți, o să mai merg la teatru încă o dată. Viziunea mea în acest moment este să avem o schimbare a legii 189 a managementului cultural, în care îmi doresc ca managerul artistic să fie cel care este managerul general, iar adjunctul să fie director operațional, pentru că acum nu poți avea concurent pe director de teatru decât dacă e absolvent de IATC sau de studii artistice. Acolo nu se învață nici legea achizițiilor publice, nici dreptul muncii, nici nimic. Deci separați partea administrativă de partea artistică. Fața unui teatru trebuie să fie artistul, cel care se ocupă de repertoriu, de trupă și așa mai departe. Și vreau să schimbăm această lege și să avem un director pe noua lege la Teatrul Național până la iunie
Deci schimbați legea în Parlament mai întâi, asta e un proces. Schimbăm care durează legea, poate martie, există o majoritate suficientă, o să o avem în dezbatere. Coaliția e de acord cu propunerea noastră? Este de acord pentru că este necesar acest lucru. O să fie cu dezbatere largă, nu vreau să facem nicio mișcare greșită, dar vă mai spun un lucru extrem de important. Responsabilitatea unei comisii de a trece de un examen un director la Teatrul Național este percepută de acei oameni extrem de acut. Și vor fi întotdeauna extrem de exigenți. Vor fi mai exigenți decât cu oricine din orice alt teatru din țara asta. Și vom avea, dacă nu reușim să schimbăm legile și să dăm posibilitatea să fie numele pe care ne-l dorim cu toți în fața unui teatru bun, vom putea avea surpriza să nu reușim să trecem artiști director la Teatrul Național, fără ca ei să fie neapărat în suferință profesională. Ci pur și simplu nivelul de exigență în acest moment pentru acea poziție este extrem de ridicat. Dar acea comisie va rămâne în vigoare? Tot directorul va trebui să treacă? Va exista acele, o comisie, sigur examen. Că da. Eu am vrut de data asta să am cea mai bună comisie cu putință. Foarte mulți au declinat oferta pentru că aveau sau au avut, sau se estima că o să aibă contracte cu Teatrul Național și atunci erau în incompatibilitate. Câțiva nume mari au refuzat să intre pentru a nu valida, probabil, nume în care nu credeau neapărat. Am avut o comisie de 6, nu de 3, să fie cât mai mulți care judecă. Faptul a fost că un membru al comisiei s-a retras, deci concursul a trebuit anulat. Fapt este că va trebui să facem ceva pentru că Teatrul Național poate sta, cel puțin Teatrul Național din București, poate sta în interimat o perioadă prea. Acum este Mircea Rusu, director. Acum este Mircea Rusu, interimar, care va rămâne Boruchi. Probabil până în iunie când veți schimba legea și veți probabil, organiza. O să avem o discuție și cu dumnealor. Mie mi-ar plăcea, n-am vorbit cu el încă și îmi cer iertare că fac anunțul aici, dar mie mi-ar plăcea ca dacă el va decide să candideze la următorul concurs, să nu o facă din poziția de director interimar a Teatrului Național. Adică să-și dea demisia înainte? Sau toată lumea să intre cu aceleași șanse, cu același know-how, cu aceleași, cum să spun, opțiuni. Dar avem garanția că nu e un concurs aranjat sau nu e o numire dinainte cunoscută? Eu vă pot garanta că în mandatul meu niciun concurs nu este, nu va fi și nu poate fi aranjat. Nu-mi pot permite să fac asemenea lucruri cu instituțiile culturale. Rămâneți ministrul al culturii după rotativa guvernamentală? Nu este trecut în protocol acest portofoliu la rotativă. Vă spun și nu pentru mine personal, pentru că este un timp destul de smerit raportat la funcția pe care o ocup. Cel mai mare rău al ministerelor României post-decembriste, nu numai al culturii, a fost lipsa de continuitate. La transportul, probabil că Sorin Grindeanu e al 30-lea acum. Eu sunt al 31-lea, am fost al 27-lea și sunt al 31-lea. Și sunteți la al doilea mandat. Și sunt la al doilea mandat. E foarte greu să duci ceva până la capăt fragmentând, pentru că vine altcineva, are alte priorități, poate nu gândește la fel, poate are alt tip de a se raporta. Dar dacă rămâneți până la finalul anului 2024, e suficient timp să vă duceți mandatul la bun sfârșit, proiectele la bun sfârșit? Cele mai sau important. Veți invoca perioada scurtă? Cel atunci? Mai important proiect, și mulțumesc colegilor din Partidul Social Democrat, dar și Guvernului în general, pentru că m-au susținut bugetar. Deci cel mai important proiect al meu ca ministru a fost să am finanțele necesare ca să pot mișca fenomenul cultural la nivelul rezonabil pe care l-am avut anul trecut și o să-l avem anul ăsta. Iar al doilea lucru cel mai important pe care dacă îl rezolv chiar pot să plec liniștit este transformarea legislativă a domeniului. Este vorba de legea de codul patrimoniului în primul rând, până atunci să modificăm legea 422, statutul artistului și ordonanța 21, este ordonanța 39 a cinematografiei și este legea 189 a managementului cultural. Dacă reușesc să le fac pe astea și am toate premisele să le pot face destul de repede, pot să zic că mi-am atins scopul. Foarte scurt, politic, se face rotativa sau nu? Din ce știu eu și constat că avem oameni serioși care ne conduc, da. Se face. Lucian Bode ar trebui să demisioneze după decizia Comisiei de Etică a Universității din Cluj? Nu vreau să mă pronunț despre un coleg din guvern și n-am făcut-o niciodată decât laudativ. Este o decizie personală demisia, iar politic este o decizie a Partidului Național Liberal. Nu vreau să mă implic, este absolut decizia lui. Domnule ministru, am ajuns la ultima rubrică. Vă ofer două variante de răspuns. Dumneavoastră alegeți foarte scurt. Mircea Cărtărescu sau Michel Houellebecq? L-am citit și pe unul și pe altul. Din punctul meu de vedere, sunt pe cărări diferite.
Deci, pe amândoi. Deci i-aș lua pe amândoi. Festivalul de teatru de la Sibiu sau Festivalul George Enescu? Ambele, firește. Florin Piersic sau Victorie Benciuc? Mi puneți pe domenii diferite și atunci sigur că merg. Piersic e Piersic în lumea lui, Rebenciuc este gigantul pe care îl știm în zona dumnealui, deci pe amândoi. Muzică populară sau muzică rock? Rock, 100%. Dilema veche sau revista 22? Le finanțăm pe amândouă, deci amândouă. Depinde ce citiți. Ce îmi doresc foarte tare este să nu moară presa scrisă și presa culturală. Cravată sau papion? Cravată. Poeta Gabriela Firea sau poetul Kelemen Hunor? Nu le-am citit poeziile niciunora, dar cred că Kelemen Hunor este din lumea asta și atunci probabil că Kelemen e... Autobiografia prințului... Doamna Firea fiind foarte bună pe ceea ce face. Autobiografia prințului Harry sau autobiografia lui Andrei Agassi? Cred că ambele. Eu am ajuns la momentul în care citesc foarte multă memorialistică și orice a trăit altcineva e interesant de... Eugen Simion sau Nicolae Manolescu? Eugen Simion. Felicia Filip sau Angela Gheorghiu? Ca performanță internațională, culturală și ca ambasador al culturii românești este Angela Gheorghiu, deși avem divergențe de opinii în acest moment. Domnule Romoșcanu, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă mai aștept aici la Prima TV. Mulțumesc și eu foarte mult și mult succes! Atât pentru prima parte. După pauză aflăm ce cadou a pregătit scriitorul Mircea Dinescu de Ziua Culturii. Revenim! Bun găsit din nou! De Ziua Culturii, artiștii au pregătit spectacole eveniment, publicul aplauze, iar politicienii discursurile de lemn. Ce cadou a pregătit scriitorul Mircea Dinescu? Bine ați venit, domnule Dinescu! Salut! La ce te referi, ca să zic așa? Pentru Ziua Culturii, nu pentru mine neapărat. Pentru Ziua Culturii. Pentru Ziua Culturii vă spun eu ce cadou ați pregătit. Am aici cartea dumneavoastră. Da, da. Ați scos o carte. Eu n-am pregătit-o pentru Ziua Culturii. Că, așa s-a nimerit. E în cultură mult țara noastră. Trebuie să folosim cu multă atenție acest cuvânt, cultură. Pentru că bântul în cultură de la politicieni în jos de cutremur până la urmă, știm? Și știi de ce? Pentru că societatea aia comunistă, cât era ea de nasoală, a avut la un moment dat o inițiativă care s-a dovedit foarte bună, știi? Să culturalizeze masele populare. Nu prin Cântarea României, ci înainte de asta, prin anii 60, pe vremea lui Gheorghiu Dej, când muncitorii primeau un tichet cu care te puteai duce la o librărie și să cumperi cărți. Un tichet în valoare de 100 de lei. 100 de lei era mare pe vremea aia. Și eu, la 10 ani, de mânuță cu mama mea, m-am dus la o librărie, am dat acel tichet și am cumpărat. Eu n-aveam bibliotecă acasă. În afară de Biblia bunicului meu și avea tata o carte, Aventurile Lucreției Borgia și ale Cavalerului. Lucreția Borgia e o persoană importantă. O ținea închisă și păi era groasă așa, o colecție aia de 15 lei, nu mai știu cât era. În clipa aia din 1960 eu am început să-mi fac o bibliotecă, pentru că de 100 de lei am cumpărat cam 20 de cărți. Era 5 lei în Biblioteca pentru Toți, chiar și mai puțin. Celebra colecție Biblioteca pentru Toți. Vă dați seama, în destinul meu, dacă eu nu mă ciogneam cu icebergul ăsta sub forma unor cărți, 20 de cărți, nu deveneam vasul care navighează acum corabia nebunilor. Acum se dau vouchere pentru energie, vouchere pentru lemne. Da, păi nu se gândesc că ăștia, așa n-au citit, sunt inși care au doctoratul și cred că n-au citit nici propriul lor doctorat. Bănuiesc pe unii. Povestiți-mi despre această carte, că m-a amenințat cu ea de luni întregi. Da, eu am scris foarte puțină poezie după 89. Înainte de 89, meseria mea a fost de fapt de poet, pentru că în afară de cărți de poezie n-am scris altceva. Spre final am început să scriu niște pamflețele, așa, dar era greu să... că era cu mai la vedere, așa.
în vreme ce mesajul din poezie putea să fie ascuns, să fie subversiv, să fie, în fine. Vă plăceau șopârlele în poezie? Fără să vreau, știi, eu m-am trezit la un moment dat, eu am început cu în adolescență, în liceu, prima mea carte e scrisă numai în perioada liceului, Invocații nimănui. Aia pentru care am luat și premiul de debut al unui scriitorilor și am intrat și în Uniunea Scriitorilor. Și erau poezii de dragoste, suave, nu știu ce. Cu trecerea timpului am început să mă uit în jur, să văd lumea aia întoarsă pe dos, cum era și comunismul ăsta. Și atunci am încercat să bag șopârle, cum se numeau, sau fitiluri, sau ce vrei tu, aluzii subterane, știi, în povești. Dar trebuie să recunosc că i-am obișnuit atât de tare pe cei de la cenzură, încât au putut să apară poezii care nu erau deloc aluzive, erau de-a dreptul pe față, știi? Și cum treceau de cenzură? E una... cenzorii, când spui cenzor, te aștept la cineva fioros, așa. Erau în general niște oameni cum se cade, fie activiști dați la cimitirul elefanților să aibă un salariu acolo, nu știu ce, sau niște oameni cum se cade care scriau și ei în versuri sau proze, știi? În intimitate, și aveau această chestie pentru cultură oarecare. Pentru că... Simțeau că sunt confrați cu dumneavoastră până la urmă. Da, unii chiar erau membri ai scriitorilor. Și simțeam că mă simpatizează, știi? Deci am dat o carte foarte tare, știi? Și, ce carte? Cred că Rimbaud Negustorul, și mi-amintesc că m-am întâlnit până pe stradă cu cenzorul ăsta și m-a oprit și mi-a strâns mâna așa fără să spună nimic. Dar mesajul a fost înțeles. Așa. Da. Pentru că aveam acolo o poezie, dosarul meu crește ca pâinea bună, se umflă, pârie, dos pește lin, iubito, vom petrece împreună sub streșinile lui de vinilin. Ia și părinții ca să nu fim singuri, ia și umbrela pentru orice risc. E toamnă în vorbe și ne plouă în linguri și cad din pome agenții de la fisc. Deci, dacă asta este realitatea aia pe care o cunoaștem cu toții, deci erau clar mesajul, știi, de din acea poezie. Dar mai avut și aluzii la Neanicu, știi, nebunul care dărâmă satele, Șac se chema, știi? Bun. Deci, în poezie puteai să strecori încă o dată în subteran mesaje de-astea destul de dure. Vorbeați despre 89, de perioada de după 89, când n-ați după mai 89, înainte de 89 am început să scriu pamfletele alea după ce am dat interviu în Liberation, mai dure așa, cu cât trăia Ceaușescu. Și până m-am scris în Academia Cațavencu, vreme de 10 ani, săptămânal, câte un pamflet. Și atunci n-am mai scris poezie, pentru că materia poeziei mele se muta în acele pamflete. Și atunci n-am mai simțit nevoia să scriu. Între altele, știi că numai atunci puteți să fii mândru că ai o poezie cu aluzii la sistemul ăla. În libertate nu cum a scris Ana Blandiana, Motanu Arpagic. Motanu Arpagic, o carte pentru copii, dar care era o aluzie până la urmă la Neanicu, știi? Că Motanu ăsta, care era de fapt foarte simpatic între noi, fie vorba, se opreau mașinile pe stradă când trecea, nu știu, era aplaudat. Atunci a apărut o chestie, mamă, foarte curajoasă, cum ar veni. Acum, dacă o citești, îți dai seama că dacă cineva ar scrie despre Iohannis, e un motănel simpatic, nu știu, el ar fi fericit, ar da și Ordinul Muncii clasa întâia. Apropo, sunteți confrate cu Iohannis. A scris mai mult decât dumneavoastră în ultima vreme. În mandatul prezidențial de 8 ani până acum a scris vreo 3 cărți. Da, săracul, da, da.
ăștia nu sunt scriitori. Și e la modă. Și Iliescu, a început cu Iliescu întâi. Bun, dar Iliescu, da, mă rog, a publicat acea carte după 90 și apoi și-a scris Memoriile, Destinul unui om de stânga. Da, da, dar a mai scris cărți teoretice, nu Revoluție și Reformă. Da, exact. Mi-amintesc când susținea a treia cale. Da, când a avut mare succes în Turcia, știi? Cred că am povestit cu succes. Nu, n-ați povestit. Nu, la un moment dat a arătat la televizor Revoluție și Reformă, cartea a domnului Ion Iliescu, a apărut în Turcia, o editură, nu știu, s-a arătat la știri. Nu știu. Succes nebun. După vreo 3 luni, din nou, Revoluție și Reformă, ediția a doua. Bă, și-am trimis un băiat din redacție, am dat bani de drum să stea la un hotel, du-te în librării, că reieșea că dacă scoți două ediții în Turcia, are un tiraj de un milion precum de Coranul, știi? Da. Adică s-a dus la Istanbul, în nicio librărie nu s-a găsit Revoluție și Reformă. Până la urmă, aia era o editură inventată peste noapte de Banca Religiilor, cred, de nu de Banca Religiilor, de Banca Română-Turcă. Da, era o bancă prin anii 90. Așa, și care a făcut editură prin... Iliescu nu punea botul la șpagă, asta este clar, știi? Era curat. Nici nu avea copii, nu era genul de știi, strângător, cum s-a dovedit Năstase sau chiar Iohannis, cu multe case. Și atunci cred că Hrebenciuc a pus la cale chestia asta. Bă, hai să vedem să găsim o metodă să dăm până drept de autor. Știi? Și într-adevăr a primit drepturi de autor și a putut cumpăra casa aia din Primăverii, Ion Iliescu. Așa e. Deci boala asta cu scrisul i-a lovit pe foarte mult, și cu doctoratele. Și o prostie fără de marge, știi? Că ei își pun pe cruce, știi, chestia asta. Mai întâi pe ușă și apoi pe cruce. Pe cruce, doctor, 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 în fine. Avem mulți doctori și în realitate ei sunt pacienții acestei societăți de consum. Bun, și deci eu n-am scris poezii decât foarte puține și în pandemie cred că m-a lovit chestia asta cu scrisul versurilor și am scris ca niciodată la bătrânețe, știi? După părerea mea, pentru mine a fost un miracol, pentru că credeam că poetul din mine a dormit și salut. Într-o zi am găsit o poză de-a mea, de când eram cu maică mea, de când aveam, pe care mi-am pus-o pe carte, poți să o arăți. Dacă vrei, pe spatele coperții, da? Aici sunteți dumneavoastră în 1950, dar e foarte mică poza, nu se vede. Când aveam 6 ani, da. Și m-am uitat la mine, ce serios eram la vârsta de 6 ani. Aveam o figură aproape tragică, știi? Pe care nu mi-am păstrat-o. Am încercat la bătrânețe să, dacă vrei, să schimb puțin firea ca să supraviețuiesc în această lume cumplită, știi, de fapt. Și am avut sentimentul că acest copil îmi dăruiește mie, mă ajută să redebutez, cum ar veni, la vârsta de 70 de ani. De obicei, oamenii la 70, după 70 de ani, să cam zaharisesc. Acum arătăm această poză cu dumneavoastră copil. Își au un serios vârsta de bunic. De bunici, de nu știu ce, știi, și au la revedere. Dar eu am încercat să scot din mine adolescentul ăla pitulat în organismul meu și într-un fel am și reușit. Știi că nu trebuie să-ți asumi vârsta. Asta este o prostie, știi, să te iei în serios ca bătrân sau ca... Fiindcă sunt oameni tineri care sunt bătrânicioși prin firea lor, sunt oameni în vârstă care sunt formidabili și sunt vii și sunt... În fine. Deci eu am încercat o formulă. Am scris aceste poezii, nu știu cum. Deci eu am, cum să spun... Pot să croșetez, dacă vrei, în seara asta 20-30 de poezii. Dar să-ți vină poezia aia singură, să te caute, asta e literatura adevărată, pe care nici tu nu înțelegi cum de ți-a venit, ce înger ți-a trimis-o, știi? Dar aveți un obicei anume, vă așezați la masă seara, dimineața, nu, să am scrieți? Nu, scris, pot să scriu în mașină, poate dacă mă pognește un vers așa... Nu sau la masa de lucru, eu scriu un pat. Un pat? Să spun, da.
sprijinit de pernă, nu știu ce, și așa și citesc. De când eram tânăr, poate pentru că mulți ani am trăit într-un subsol, într-o garsonieră în tinerețe, când am venit în București în 72, am stat vreo 10 ani într-o chichineță în care nu încăpea decât patul. Și eu, patul a fost masa mea de lucru, ca zic așa. Am fost foarte fericit în perioada. Am mai fericit ca în alte perioade, pentru că am scris foarte mult, am iubit multe fete. Mi-am trăit ipostaza asta de poet. Aveam și plete, știi? Boemia tinereții, nu? Da, o boemă nu, din fericire, nu de asta cumplită, cum se întâmplă la unii tineri, care au, și care au ars repede, sau devenit alcoolici, sau îmbolnăviți și au murit de vreme, știi? Eu m-am gândit multă vreme, știi că, în general, în literatură, dacă te referi la, eu știu, poeții secolului 20 sau și 19, au trăit în boemă, au murit tineri, în fine, și francezi și maghiari, principalii poeți maghiari, Otilo și ăștia, au trăit tot cu alcoolul, au murit tineri. În România am avut revelația că marii poeți ai secolului 20 de fapt au fost niște gospodari. Gospodari? Gospodari. Tudor Arghezi, însurat, familie, o mică tipografie, o livadă cu cireș, nu știu ce, o revistuță scoasă de el, nu știu ce. Lucian Blaga, profesor universitar, ardelean serios, cu familie, cu nevastă, cu câteva studente pe care le-a iubit el, cu un post de în străinătate la o ambasadă, în fine. Da, apoi și cu drama comunismului. Așa. Care ia. Da. Comuniștii au fost, până la urmă, publicare. Bine, l-au interzis, l-au înșel, dar nu l-au băgat în pușcărie, știi? Cred că aici a fost ajutat de Groza, știi? Petru Groza era un intelectual, era un avocat și citit, așa. Și cred că pe unii i-a lăsat să... Cum și cazul lui Ion Barbu, iarăși. Ion Barbu, mare poet modern, matematician, profesor universitar, dar... Din păcate pentru el, a scris în anii 40 o poezie care se chema Odă lui Hitler. Pentru aia trebuia să facă 20 de ani de pușcărie. N-a făcut. A umblat și venea și la Capșa cu cămașe verde, că era simpatizat legionar. A scăpat printre urechile acului, ca și Blaga. Mare poet și, în fine, Bacovia și el, gospodar, tebeciți, cum ar veni, a trăit multă vreme, însurat cu Agata lui, cu un copilaș, funcționar, a fost funcționar. Vreau să spun că n-au fost de ăștia care au ars și au, știi, ca poeții ruși care s-au sinucis la începutul anilor 1900 până în 1220 și Esenin și Maiakovski, știi? Sinucigași tineri au ars la propriu, că după ce s-a sinucis Esenin, s-a spânzurat și era o sobă și i-au ars și hainele de la soba aia, în fine. Niște destine absolut tragice și au dat și opera, au avut timp până în tinere să-și dea opera. Îți povesteam că, deci, poeții români au fost oameni așezați, așa, știi? Eu n-am fost așezat, acum la bătrânețe parul că sunt așezat, dar nu, acum sunt așezat, dar mă ridic repede în picioare. Asta spune Buciuman. Am considerat încă un dar făcut la vârsta mea, să pot să scriu 70 de poezii aproape, care par proaspete, par scrise... Acum 50 de ani aproape, știi? La tinerețe, chiar. Și eu sunt uimit de chestia asta. Dar în ce relație? Și nu cred că mai scriu. Nu mai scrieți? Gata, e ultima dumneavoastră. Cred că mai scriu o carte de proză, autobiografică, ceva, împănată cu rețete de bucătărie, dar cu haz așa făcute.
Dar nu, poezii nu mai... Cred că nu mai, pentru că nu... Nu știu dacă mai învin. Copilul ăla a fost drăguț cu mine și mi le-a șoptit la ureche, dar cred că gata, l-a obosit. În ce relație esteți cu nostalgia? Pentru că mulți oameni la vârsta dumneavoastră nu, se gândesc doar la tinerețe, nu, n-am deloc, n-am nostalgie. Că eu și mă, dar aș fi din nou tine? Da. Nu. Când eram tânăr, eram mult mai prostuț. Dacă aș fi avut eu mintea de acum, nu mintea, în sensul ăsta, că-s mai înțelept, poate era mai înțelept atunci. Dar așa, mai descurcăreț aș fi fost. Eram foarte timid și cu fetele eram timid, știi? Noroc am un succes, așa că altfel nu știu cât dura până mă îndrăgosteam de o fată un an de zile, o urmăream, nu, n-aveam curaj să, bă, fetiță, că simțeam că și ea par intra în dialog cu mine, dar nu, eram foarte, mă îndrăgosteam în general de fete mai în vârstă cu un an decât mine, doi, știi? Erați atras de... Da, în liceu. Am scris și o poezie acolo cu, era o domnișoară superbă, Talagai o chema, cum o mai chemau aici dacă o mai trăi, că era mai mare ca mine, deci are acum 74 de ani. Talagai? Talagai, Elena Talagai, cred că ultima. Cum? Din ce zonă vine acest păi, era dintr-un sat de lângă, de lângă Slobozia. Cred că era tătarcă la... Că, să știi că în multe sate din România, triburile au rămas, diverse triburi. Și asta vezi după fizionomie, ochii aia amigdalați, nu știu ce, mai mărunței, bărbații, nu știu. Sunt trăsăturile alea ușor asiatice, știi? Și frumoase pentru o femeie. Și se mai vede asta și în satele din Oltenia, știi? În general, sigur, îmbrăcămintea și trăsăturile se mai scompează, nu știu, și îmbrăcămintea e comună, dar bucătăria de, rămâne. Deci, dacă bunica a gătit într-un fel, mama gătește la fel, se vede, de exemplu, în cetate, porcul e la mâncarea de bază pentru locuitorii cetății, știi? Carnea de porc, în fine. La Galicia Mare se mănâncă berbecul mai mult. Și atunci te gândești, mă, berbecul, ori, cred că au venit... Berbecul e mâncat mai mult de triburile asiatice, știi? Plus denumirea satelor, știi? Cujmir, Maglavit, știi? Nu știi de unde vin aceste denumiri, știi? Dau o conotație legată de cei care s-au așezat acolo, știi? Pentru că românii n-au avut, mai ales în țara românească, n-au avut cetăți de piatră unde comunități uriașe să locuiască împreună, cum a fost, eu știu, în Ardeal, de Sibiu, mă rog, atâtea și atâtea cetăți, știi? În câmpie, bordele erau, sate amărâte, nu știu, dacă veneau turcii, fugeau toți în pădure, să zicem. Nu se apărau, n-aveau ziduri de apărare, știi? E, și atunci acolo, după părerea mea, s-au așezat în câmpie unde erau de-astea de păscut, zone bune de păscut, popoare migratoare s-au așezat, s-au rămas, unii s-au întors, alții nu s-au întors. E un amestec, că de-asta e și reușit, ca să zic așa, poporul român are trăsături mai nuanțate decât alte nemții care au stat în cetatea aia și s-au însurat numai între ei, să zicem, știi? Contează asta foarte tare, știi, acest amestec de rase, de o vieuiciune în plus, o gena se modifică, în fine. Mai știți poezia dedicată domnișoarei Talagai? Domnișoarei Talagai, ia de meu! Da. Da, deci eu eram clasa... Povestea e foarte simpatică cu ea, cu această domnișoară săraca. Zic săraca pentru că n-am văzut-o de atunci, de acum cât 57 de ani. Mai... Da, cam așa. Deci, rusc, imediat... Amor în benzinărie, nu e vorba despre asta. Hai că citesc asta, Amor în benzinărie. Asta e poezie socială, 24, și pe urmă dau și de aia. Amor în benzinărie.
ca să zic, poezie de dragoste legată de societatea noastră de consum. Aprind lumina, mi se taie capul. Deschis și gazul, vine iar casapul. Și fiindcă nu mai are ce să-mi taie, mă ia de mână și mă bagă în baie. Urc în mașină, merg la eunuci, dar și mașina parcă-i pe butuci. Opresc cu spaimă la benzinărie, mi-aș băga pompa în ea la meserie. Mă scoată motorina din impas, e așa de scumpă că o trag pe nas. Da. Requiem, călătorie. Gengis Khan în vizită la liceul din Slobozia. Mă țin de moarte ca de poala maicii, cerșindu-i biberonul cu rachiu, să nu mă frâng sub labele ursoaicii când mi-o îndrepta oșoarele în sicriu. Și mă lovește fulgerul rușinii că n-am căzut ca labiș sub tramvai, ci m-am rosogolit precum ciulinii pe urma domnișoarei Talagai, elevă cu ochi oblici de tătarcă, născută mai devreme cu un an. Mi-era și frică să o privesc de parcă m-ar fi pândit nistepă Gengis Khan. O urmăream vrăjit de la distanță. Când se oprea, opream și eu pe loc, de-aș fi avut puțină cutezanță. Hai nu scânci, bătrâne dopitoc. Ideea este următoarea, că eu am scris câteva poezii de dragoste și aveam un prieten, Olivu Vlădulescu, un personaj... Ați povestit de el. Da, de care am povestit, care a lipit manifeste în Gara de Nord. S-a făcut pușcărie politică pe vremea noastră. Și a făcut greva foamei când era președintele Băsescu pentru învățământul românesc. Și a murit din pricina grevei foamei, că eu am vorbit cu Băsescu, domnule, dă-i un telefon, că poate îl impresionează, că moare, că ăsta chiar o lua serios. Și a dat telefon, culmea, era Băsescu în perioada de început, după aia ne-am zdrucirat relațiile definitiv. Și după câteva luni, un an, cred, a murit, pentru că dacă faci greva foamei și organismul începe ficatul să se descompună, în fine. Dar el era mesagerul meu. Eu scriam poezii. Mai aveți acele poezii? Le-ați scris vreodată? Naive. Credeam că le-ați scris undeva. Una, aia pe asta, una singură mi-amintesc. Pentru că eu nu aveam atunci încă conștiința de scriitor. Scriam așa, că asta era, mă lovise chestia asta. Și era o poezie, eram clasa 9, deci aveam câți ani? 15 ani. Și ea era a 10-a. Și pe vremea aia, hainele se țineau pe hol. Nu intrai cu haina în clasă. Erau cuiere, nu știu ce, în liceu serios de la Slobozia. Și știam ce palton are și Vlădulescu Oliv îi băga bilețelul meu unde amor acolo. Și la un moment dat i-am mai scris o poezie și când se bage Dumitru Costică, profesorul de matematică care a avut pentru mine o simpatie ieșită din comun, că nu eram bun la matematică și m-a trecut clasa de fiecare dată fiindcă scriam poezii. Așa. Dumitru Costic era de gard atunci la pe hol, că era câte un profesor care ținea așa și a văzut că bagă mâna în buzunar, a crezut că fură ceva și când s-a dus a văzut că e bilețelul ăsta și a citit în clasă poezia de față, îți dai seama cu ea, mie mi-a fost o rușine cumplită și s-a dus naibii tot, în fine, toată inițiativa mea. Poezia, și de-aia spun că ea, spun aici că mi-era și frică să o privesc de parcă m-ar fi mândit din strepă Gengis Khan, o urmăream vrăjit de la distanță, când se oprea, opream și eu pe loc. Ea săracă ar fi vrut, știi că, știi cum se întâmplă și la animăluțe, știi, vezi că fuge o, eu știu, un cerc după o, așa, dacă se oprește căprioara, se oprește și el mai miroase, mai se duce. Ori eu, ea simțea că o urmăresc până acasă la ea, știi? Și din când când se oprea în speranța că eu vin și îi spun ceva, îi mărturisesc că o iubesc. Dar nu, vă opreați nu, eram atât de timid că mă oprea, pleca ea, plecam și eu, în fine. Poezia asta, cred că mi-o amintesc cam mai, era cam așa, e naivă, și, dar pentru un copil de 16 ani la început de carieră, ești ca statuia în fil, deci cred că eram puțin supărat că
nu reușeam să comunic așa cu ea. Deci ca statuia în fil dăltuită să poarte pe lui Săchib doar frumusețe, dar oricum ar fi alcătuită, nu are inimă și dăinuie în tristețe. Așa și tu, degeaba e sublimă, degeaba ca rubinul ți-ar de gura când nu ai inimă. Și n-a mea rimă gândesc că a uitat să-ți dea natura. E foarte îți bună. Spun adio, dar să știi că sufăr, nu știu cum, aha, și această poezie e ultima cu care te mai supăr. Cam asta era finalul, așa? E puțin de Caragiale, așa, puțin de... Da, dar aveați verb de atunci. Avea nu ceva, e, era ceva. Nu e doar o rimă. Da. Mai ales că eu abia în clasa 9 am descoperit poezia modernă. Ion Barbu, Blaga. Eu până să citesc Blaga la... Aveam un prieten, Radu Opran, taicăsul era mare avocat la Slobozia și avea o bibliotecă uriașă, știi? Și acolo taicăsul a venit într-o zi să-mi arate Lucian Blaga, spune, uite, un mare poet care e interzis și nu citește. Și atunci am descoperit că există poezie în vers alb. Eu nu știam că... Dacă poate trebuia să aibă rimă împerecheată, nu? Da, primă, țanga, tranga, tranga, franca, știi? Deși cu urmea cu ea, am scris cu rima, am scris și versuri albe și în cartea asta am în final câteva. De fapt, e mai ușor să scrii în vers alb, să te faci că ești poet modern, știi? Dar în realitate e greu să fii original scrind în vers clasic, știi? În fine. Și eu asta încerc aici, știi? Că dau o lecție de clasicism, așa... ăstora care sunt, că drama literaturii, știi care e? Că 90% dintre scriitori nu sunt scriitori, sunt literați. Și care ar fi diferența? Păi e o diferență, că dacă scriitorul este de sine stătător, nu ține cont de când scrie că el este scriitor și trebuie să-și amintească tot timpul chestia asta, trăiește ca pelicanii în rezervați între ei, să laudă criticii, nu știu ce știe, adică să tărăsc unii pe alții. Scriitorii, mari scriitori, nu s-au văzut între ei niciodată. Blaga n-a băut nicio la cap și-a cu Ion Barbu. Bacovia, la fel, nu l-a cunoscut pe Tudor Arghezi. Mari poeți americani, Carl Sandburg, mare poet american, a avut o tinerețe ciudată, a fost și spălător de vase, de farfurii pe un vas, a fost, da? Și la bătrânețe, când a devenit celebru, și-a făcut o fermă de capre în Arkansas sau nu știu unde, știi? N-a stat în lumea literară, înțelegi, cu micile lor chestii de ei să se citească, ei să general, se laude. Și literatul croșetează literatură, știi? Croșetează, pac, 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 pac. Fie că e mai scurtă, fie că mai lungă, uneori scriu la nesfârșit, e ca o babă care stă pe marginea seanțului și vrea să facă un ciorap și vezi că iese ciorapul de 4 metri. Haideți să ne oprim, puțin pentru o scurtă pauză de publicitate și revenim. Ne întoarcem. Ne-am întors, domnul Dinescu, în ultima săptămână, în ultimele zile, ați tot publicat câteva scrisori pe contul dumneavoastră de Facebook către Dere Popescu, un important scriitor român, da, care tocmai a murit, dar pe care românii probabil nu-l cunosc foarte bine. Cine a fost acest Dere Popescu? Deci Dere Popescu a fost un prozator foarte talentat, care în tinerețe a avut chiar probleme cu regimul, că a scos o carte, Leo Albastru, se chema... de nuvele, cred că... În fine, era un scritor generația Nichita Stănescu, în fine, unul dintre prozatorii foarte... Însă bun. Clujean, spre deosebire de... Clujean, dar e, cred că, la origine e oltean, așa, de mamă sau... În fine, n-are importanță. Care a făcut în anii 70 și a făcut o carieră fulminantă politic, pentru că după ce a fost redactor șef, cred că la Cluj, pe la Steaua, pe nu știu ce... Steaua era o revistă, o nu? O revistă, da. Sau la alt revistă. În fine, nu are importanță. Cert e că a venit în București, a ajuns membru în Comitetul Central, unde nu s-ajungea așa de ușor. Lumea scriitoricească avea vreo 7-8 membri în Comitetul Central, știi? Eugen Barbu... Cine mai era? Octavian Paler? Octavian Paler cred că a fost puțin. Octavian Paler e genul de scriitor care s-a rupt de activismul de partid și a vrut să devină scriitor. A și reușit până la urmă. În fine,
Și chestia asta l-a ajutat să devină la un moment dat președinte al unui scriitor, într-o perioadă cea mai proastă pentru scriitori, în anii 80. Din păcate pentru el și-a luat în serios această chestie de ștab la Comitetul Central și de om care beneficia de toate chestiile, cum se întâmpla atunci. Toate privilegiile. Și atunci a condus Uniunea Scriitorilor, după îndemnul activiștilor de atunci, în sensul că Neanicu era supărat pe scriitorime la un moment dat și nu s-a mai făcut, de exemplu, din 4 în 4 ani, aveau loc alegeri ale unui scriitorilor, consiliu, unui scriitor care se alegea cu vot secret, între altele, în fine. Și atunci nu s-au mai făcut aceste adunări ale scriitorilor. A pus capacul pe această breaslă. Eu eram în relații normale cu el, nu pot să spun că eram prieten. Și cred că mai era și Eugen Jebeleanu, cred că era membru al Marii Adunări Naționale, cred că a fost și al Comitetului Central, în fine. Și în perioada când eu am început să am probleme cu cenzura, prima chestie mai tare pe care am făcut-o a fost prin 1984, cred, 85, când Neanicu, printr-o chestie de-asta, de măreție de-asta, a ținut un discurs și a zis, domnule, conștiința scriitoricească a ajuns la așa mare nivel încât trebuie desfințată cenzura. Pă, elogii prăbușite peste el, toți scriitorii, mulțumiri. Prima țară socialistă în care nu mai există cenzură. Părea o chestie, o nebunie, știi? Că până atunci, ce însemna cenzura? Predai o carte la editură, unde erau redactor, nu știu ce, manuscrisul, adică da. Carte, manuscrisul într-un dosărel, acest dosar cu poezii scrise la mașină se mergea la Consiliul Educației și Fericirii Socialiste și era citită de cenzori, niște domni, cu care aveai de-a face, dacă ei erau în general cuvinte tabunaia, vei să spui, foame, frig, foame. Cur, pipi, în fine. Și alte cuvinte de asta. Să pară o societate perfectă. Da. Bine, se căutau și aluzii la așa. Dar aveai șansa să mergi ca autor. Redactorul spunea, domnule, trebuie să ai o discuție cu domnul la cenzură și nu știu ce zic. Să cazi la pace cu el, știi? Și mai schimbai cuvinte acolo, mai nu? Schimbai cuvinte, mai nu știu ce, mai... Ca la mai lasă jupânul, mai... În fine. Ori eu am scos cărțile mele la Cartea Românească, cât era Marin Preda, director acolo, și... Deci asta până în 80. Până în 80. Marin Preda spunea că Neanicu, cred că în 70 ceva a ținut discursul ăsta cu... că nu mai e nevoie de cenzură. Marin Preda a profitat de chestia de Monșer, trimite în cartea direct la tipografie. E adevărat că după aia... pentru că, în realitate, asta vreau să spun, de fapt, cenzorii aia n-au devenit șomeri și au fost trimiși acasă. Au căpătat altă denumire, direcția pentru tipărituri și nu știu ce. Ăsta trimitea redactorul manuscrisul volumului la acolo. Ăia bifau, domnule, aceste poezii nu poate să apară, aceste chestii trebuie tăiate și redactorul, cu umilință sau cu nu ce, te chema și zice, domnule, trebuie să scoți asta. Ori mie mi s-a întâmplat acest lucru, după desfințarea cenzurii, am fost chemat de Florin Mugur, redactor de carte. Eu eram deja la ora aia, aveam trei premii ale unui scriitor, deci eram o figură, știi? Mm-hmm. În lumea literară, da. Și i-am spus, domnule, stai puțin, că la ședința aia unde a venit, când am avut noi congresul scriitorului și tovarășul Ceaușescu a zis că a desfințat cenzura, eu am luat în serios, credeam că nu mai este cenzură. Cum să mă cenzurați dacă nu este cenzură? El zicea, nu înțelegi, am venit, uite, asta. I-am spus, domnule, nu renunț, îmi pare rău. Deci eu să mă duc la redacție, la o ședință de partii și o să spun, domnilor, vă spun următorul lucru, mi s-a întâmplat ceva ce n-aș fi crezut, să fiu cenzurat într-o țară fără cenzură, drept care vă anunț aici în ședință, că dacă până în 10 zile nu mi se duce cartea la tipografie, eu o să merg în curtea unui scriitor lor
și o să-mi pun pe piept o chestie așa, o pancartă, că sunt un scriitor cenzurat într-o țară fără cenzură. Și vă spun asta în ședință de partid, să nu spuneți formă că am spus la Europa Liberă și nu știu ce bun. E, din clipa aia s-au instalat băieții la mine a doua zi, buf o mașină cu securiști. Cu securiști, așa când ieșeam, veneau după mine, nu știu ce. La vedere. Cum? La vedere. La filaj, la filaj, la vedere. La vedere. Și într-una din scrisori îi scriu lui Dere Popescu scrisoarea aia, mă cheamă, nu-mi răspunde la scrisoare, a, mă, Mircea, acum, sănăzare ție, cum să fiu urmărit de domnul Dere Popescu, am și eu flerul meu și nu știu ce, veniți odată la mine să vi arăt cum stau la, știu cum sunt îmbrăcați, sunt la colțul străzii, când plec să iau după mine, în fine. Vă rog să le atrageți atenția că sunteți membru în Comitetul Central, nu știu, să mă lase dracu în pace, știi că nu. Și eu am spus, domnule, înaintea dumitale a fost cu 20 de ani înainte, președintele al unui scriitor a fost Zaharia Stancu. Și eu am fost atunci când am luat premiul scriitor, am trecut pe la el și i-am spus că sunt voiam să mă prezint și eu ca tânăr scriitor, să mă dau marele. Și am recitat niște poezii mai... Începusem să scriu eu niște poezii mai cu aluzii sociale, așa. Și a plăcut bătrânului Stancu foarte tare. Și atunci mi-a povestit că Labiș, accidentul lui Labiș, de fapt, a avut loc sub, pe vremea când era urmărit de securiști. Pentru că era în 56 și cineva îi trimis, când în Ungaria era contra-revoluția din Ungaria, sau revoluție, cum vreți să-i spuneți, și i-a părut să niște poezii într-o revistă de-aia din perioada. Și securiștii voiau să afle cine i-a trimis poeziile alea, cine a tradus așa. Și era urmărit. El a sfârșit sub tramvai, da. Labiș se știa că Labiș, care era simbolul tânărului poet comunist, nu știu ce, știi, începuse și el să trezească. Avea deja 21 de ani, nu mai punea botul la sistemul ăla. Sigur, era băiat modest, dintr-un sat, adus la București, nu știu ce, premii, cărți și așa. Dar chiar și atunci, în epoca, a circulat această poveste că Labiș, de fapt, a fost împins de securiști sub acel tramvai. Vă spun asta pentru că bunicul meu a fost coleg de liceu cu Labiș, da. Și îmi povestea acest lucru din copilărie. Nu, dar pe vremea ăștia au dat o bală, că de fapt avea o gagică care are o soaică, cum ar veni KGB-ul. Că la noi, când omoară ăștia ai noștri ceva, zică KGB-ul e de fine. Nu, erau băieții care îl urmăreau. Și asta mi-a spus Stancu. Tovarășul Dinescu, el repeta, și Labiș a fost urmărit de securitate, da, de securitate, pe patul de spital stăteau la căpătuiul lui, în camera de gardă, să spună cine sunt, și n-a spus Labiș. Da, a fost împins, da, puțin, ușor împins, în tramvai, ca să cadă, în fine. Și i-ați povestit acest lucru lui Dere Popescu. Dom'le, zic, mie mi se pare, atunci era perioada stalinistă, să zic, teroarea securității, dar acum, în 1980, totuși sunt membru al unui scriitor, am luat 3 premii al unui scriitor, cum e posibil să mă urmărească? Vă rog să luați măsurile ce se cuvin. Mai ura, a doua zi aia pe post. Și iarăși vin după mine, nu știu ce, îi trag din nou o scrisoare lui Dere Popescu. Așa? Că așa am început eu scrisorile cu Dere Popescu. Și am tras vreo 3-4 scrisori pe care am publicat pe Facebook la mine. Da? Și v-a răspuns la vreuna? Nu, nu. Că de-aia am și publicat. Că... Bun, dar scrisorile dumneavoastră sunt mai degrabă ca o proză acolo. E o proză, da. E scrisoare. Eu îmi descărcam sufletul acolo și stil, cu stilul meu. Cu stil, exact. Voiam să rămână în istoria literaturii chestia asta. Că eu am fost urmărit. Eram fiu de lăcătuș mecanic, n-aveam nicio problemă. Mă simțeam bine în lumea aia, știi, de fapt. Nu am scris cu partidul și n-am scris nimic, dar, cum să spun, eram poet, mă simțeam liber chiar cu stilul meu, că de-aia am și obișnuit pe cenzor cu stilul meu ăsta mai așa. Bun. Că și despre mine se scria că sunt un nou Nicolae Labiș, nu știu ce, că scriam poezii tot așa. Sunt tânăr, clasice, doamnă, da. În fine. Clasice. Cert e că nu mi-a răspuns, bineînțeles, și în clipa în care eu am deci m-am anunțat că îmi voi pune chestia aia pe piept în curtea unui scriitor, am fost chemat
la editură, era Florin Ungur, mai era cineva de la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, mai era secretarul de partid de la Uniunea Scriitorilor și doi băieți în civil așa. Și Mungur a spus, măi Mircea, uite, ne-am gândit la o soluție, că a doua zi urma să fac chestia. E vorba de, eu știu, vreo poezie acolo. Hai că să găsim o modalitate. Tu ai fost în străinătate? Zic, am fost. Fusesem până atunci, cred că în Serbia, de două ori. Și nu știu dacă mai fusesem. Păi ce? Hai să pui că le-ai scris în străinătate. Că cum ar veni ce se întâmplă în poeziile alea? E în străinătate, nu în România. Nu e vorba. Aveam o poezie. Nu mai e bere la berărie, mor cartiere, latră tramvaie, pe umejoare ruguri de poaie, se cot cheretiși de meserie, Doamne cerneală, du-te în păraie, fă-te pădure, Doamne hârtie, la berărie nu mai e bere, putea cu tremur, ținte de clanță, iare de lucru la manutanță, iar or să facă proști avere și o să admire de la distanță, curajul nostru crescut în sere. Și ce ați scris? Berlin. Am scris München. München. Nu mai era bere la München. Da, zic, dumneavoastră, m-am scris. Nu mai e bere la berere, München. Nemții n-au bere. Deci, trebuie să spun, mi-a apărut în germană după 10 ani poezia asta și eu și citeam. Vernezon mergea la întâlnit. Nemții erau pe jos de râs, că dacă la noi era o banalitate, nu se găsea bere la berărie, nu se găsea carne la magazinul de carne și nici brânză la magazinul de brânză, că era și un banc. Unul treabă, domnule, zice, aici să dă brânză, nu, zice, aici nu se găsește carne, dincolo nu se găsește brânză. Domnule Marco, haideți să ne oprim puțin, am ajuns la finalul emisiunii, dar continuăm discuția în următoarea ediție. Bine. Ne vedem sâmbătă viitoare la o nouă ediție Insider Politic. Până atunci, gândește cu mintea ta. Insider Politic.